Premierul interimar Mihai Fifor a semnat decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române, în locul acestuia fiind numit pentru 6 luni Cătălin Ioniță. Prim-ministrul interimar Mihai Viorel Fifor a semnat miercuri 17 ianuarie decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române cu rang de secretar de stat. Totodată, premierul interimar a semnat decizia de împuternicire pentru o perioadă de 6 luni în funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Române cu rang de secretar de stat al lui Alexandru Cătălin Ioniță. Ambele decizii ale prim-ministrului interimar au fost luate la propunerea ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, și vor intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. În 9 ianuarie, după declanșarea scandalului din Poliția Română generat de cazul polițistului acuzat de agresiuni sexuale, ministrul Carmen Dan i-a trimis premierului de la acea vreme, Mihai Tudose, propunerea de schimbare din funcția șefului IGPR, Bogdan Despescu. După ce a refuzat să îl demite pe Despescu, Tudose a cerut să plece Carmen Dan de la Ministerul de Interne. Apoi, fostul premier a pierdut susținerea partidului și a ajuns să își dea demisia.